Bine v-am găsit la cel mai nou clip despre Universul Marvel și din Universul Marvel. Astăzi vorbim despre cel mai recent serial apărut în Universul Marvel, nimic altceva decât Marvel's What If. Time. Reality. It's changeable. Ei bine, s-a terminat recent miercuri, dacă nu mă înșel, și What If, la puțin timp după ce a apărut și Star Wars Visions, ambele pe Disney+, și abia așteptam să vorbesc despre ele. Prima oară vom vorbi despre What If, iar imediat după voi filma și la Visions. Ei bine, What If, cu bunele și relele sale, este o animație, este cam prima animație mare de la Marvel din ultimii ani buni, pentru că știm foarte bine, în ultimii 10-15 ani, Marvel nu a putut să se compare cu DC la animații. DC este într-adevăr cel mai bun pe partea de animații, iar Marvel era acolo cu multe animații despre care nimeni nu știe absolut nimic, cum a apărut și anul acesta Marvel's MODOK, care este o animație de care cred că nici măcar voi nu ați auzit. Am pus eu la clipuri cu update-uri lunare, dar nu știu cine va vedea acea animație. Pe când What If era prima mare animație și este în continuare prima mare animație Marvel din ultimii ani. Și aș putea spune sau aș începe prin a spune că nu a fost o dezamăgire. Ei bine, în comics acest concept de What If a apărut cu ceva timp în urmă și sunt multe titluri de acolo care îmi plac. Sunt multe titluri care apar și în acest moment, adică este o serie care merge în continuare și cred că era momentul să o vedem și pe ecrane, și pe micile ecrane de această dată. Acum, dacă titlurile din comics erau mult, mult mai bune de adaptat, da, asta evident e altă treabă, dar evident acolo erau multe de personaje care nu sunt în MCU și na, nu aveau cum să le facă. Dar pentru un What If care ține cumva de MCU, ține în totalitate de personajele din MCU, nu au adăugat alt personaj precum Punisher, Daredevil și așa mai departe care nu a apărut în MCU, a fost ok. Evident că se putea să fie mult, mult, mult mai ok, dar nu a fost o dezamăgire sau majoritatea episoadelor nu au fost o dezamăgire. Despre vizual, despre stilul de animație, nu cred că mai are rost să vorbim. Arată foarte bine, este Marvel, este Disney, nu înțeleg cum ai putea să te plângi de animație. Pe partea de poveste, este o cu totul altă discuție. Avem 9 episoade și ai putea spune că unele sunt destul de inutile. Avem un episod cu Captain Carter în locul lui Captain America, care este și primul, a fost cât de cât ok, dar avem pe de altă parte și un episod în care Thor dă petreceri, deci dacă vă așteptați să vedeți Marvel Zombies și idei de genul peste tot, nu prea este cazul. Mi-a plăcut în schimb toată ideea cu The Watcher, el narează totul și o să apare și prin ultimele episoade, fără spoiler evident, dar per total cred că episodul meu preferat, sau sunt sigur de fapt că episodul meu preferat, este cel cu Doctor Strange. Mi s-a părut cea mai deep poveste, cea mai complexă, pe de altă parte, și episodul care s-a luat cel mai mult în serios. Cel mai dark totodată și pur și simplu cel mai bun pentru mine. Avem evident și mult râvnitul, mult așteptatul, mult hypuitul Marvel Zombies, episodul cu zombie, care a fost ok, o poveste destul de clișei, că mă așteptam la puțin mai mult, să fie chiar puțin mai dark, dar a fost ok per total. Sunt curios dacă vor continua această serie, adică eu personal aș vrea să o continue destul de mult pentru că poate se ducă în orice direcție și da, evident că aș fi interesat să văd mai mult și din afara MCU-ului, nu știu dacă o vor face, dar aș fi mult, mult mai interesat să văd ceva de genul. Deci una peste alta, dacă vrei să iei o pauză de la filmele și serialele din MCU, dacă vrei să iei practic o pauză de la MCU live action, n-ar strica să încerci acest What If, aceste 9 episoade de 25 de minute maxim, care intră foarte, foarte lejer. Dacă nu știi mare lucru despre ce povești o să fie în acest serial, nu te aștepta să vezi niște chestii schimbate cu totul. Nu, în mare parte personajele sunt destul de liniare, adică în afară de povești, nu au schimbat mare lucru și la personaje, ceea ce este deloc mulțumitor, dar nu avem ce să facem, oricum nu mă așteptam la ceva extrem, extrem de diferit, ceva care chiar să ne dea pe spate. Și una peste alta, au fost 9 episoade la care chiar m-am distrat, adică și în cele mai plictisitoare episoade tot am găsit ceva
cât de cât interesant, așa că, da, merită evident o șansă la acest Marvel's What If. Și, ca de fiecare dată, nu uitați să lăsați în comentarii părerea voastră despre cea mai nouă animație de la Marvel. Iar, ca de fiecare dată, mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de un like, share și subscribe, un subscribe și pe canalul The Boys, unde am revenit în forță. Ne vedem data viitoare și, cum am zis deja, data viitoare ne vedem cu recenzia la Star Wars Visions. Bye!